Accidentul a avut loc duminică după masă în jurul orei 16, când un autoturism marca Ford Mondeo, condus de un bărbat în vârstă de 47 de ani din Slatina, județul Olt, nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism Dacia Logan, condus de un tânăr în vârstă de 20 de ani din comuna Mihăiești, care se deplasa dinspre Pitești, spre Câmpul Lung. Conducătorul Fordului a vrut să vireze stânga spre Curtea de Argeș, dar nu s-a asigurat că manevra poate fi efectuată în siguranță. A virat și a fost lovit în plin de autoturismul autohton. Lovitura a fost puternică, iar mașina a fost aruncată peste scoar. Marturii au sunat la 112 iar la fața locului a ajuns un echipaj al serviciului de ambulanță județean, care a acordat primul ajutor unei femei care se afla pasager în Ford pe scaunul din dreapta. Aceasta a acuzat dureri la nivelul feței și a fost transportată la spitalul județean. Polițiștii biroului Rutier Câmpulung au deschis un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească cu exactitate circunstanțele în care a avut loc incidentul și gradul de vinovăție al celor implicați. Pe perioada cercetărilor, traficul s-a desfășurat cu dificultate, alternativ pe câte o bandă.